Salut, bucătăraș! Când vine primăvara, trebuie să încerci măcar o dată acest preparat de sezon plin de vitamine. Mâncare de urzici cu mămăligă alături de un nou ochi. Iată și câteva beneficii ale urzicilor. Vitaminizează și remineralizează organismul, elimină starea de anemie, subțiază sângele și stimulează metabolismul. Ai nevoie de 300 de grame urzici curățate și opărite, 3 linguri ulei, o lingură făină, 2 linguri mălai, 3 fire de usturoi verde, sare după gust și opțional leuștean proaspăt. Urzicile proaspete trebuie scuturate bine, spălate în mai multe ape și apoi opărite. Toată operațiunea trebuie făcută cu mânuși ca să nu te înțepi. Eu am deja urzicile trecute prin această etapă. Mai departe, pune o oală cu apă la fiert, adaugă puțină sare și când începe să clocotească, pune urzicile. Lasă-le să fiarbă până ce codița este moale. Scurge urzicile și pune apa deoparte, apoi mixează-le cu un blender vertical până obții un piure fin. Adaugă făina și mălaiul, pune sare după gust și omogenizează bine. Pune uleiul într-o crăticioară și lasă-l să se încingă, apoi adaugă piureul și amestecă cu o lingură de lemn. Adaugă câte un polonic din zeama în care au fiert urzicile, până obții consistența dorită, apoi lasă să fiarbă la foc mic câteva minute, până ce mălaiul este fiert. Oprește focul și adaugă usturoiul verde zdrobit sau mixat bine. Pentru o aromă deosebită, presară la final și puțin leuștean verde tocat. Servește mâncarea de urzici cu mămăligă și un nou ochi. Sunt probabil unul dintre cei mai mari fani sarmale în viață și astăzi o să te învăț să le pregătești altfel decât ai fost obișnuit. Poate pare ciudat să nu folosești carne în sarmale, însă versatilitatea lor îți permite să întrebuințezi o multitudine de alte ingrediente. De ce să nu se bucure și vegetarianii de astfel de minunății, nu? Pentru rețeta de azi ai nevoie de 2 legături de frunze de ștevie proaspătă, 200 de grame de linte roșie aleasă și spălată în prealabil, 3 morcovi dați pe răzătoare, 100 de grame de alune caju, 2 cepe date pe răzătoare, 400 de grame de ciuperci, o linguriță de cimbru uscat, 2 crenguțe de rozmarin, o jumătate de linguriță de scorțișoară măcinată, 5-6 linguri de ulei de măsline, o jumătate de linguriță de sumac și o jumătate de linguriță de turmeric, o jumătate de legătură de pătrunjel proaspăt tocat, 900 de ml de bulion calitativ și sare și piper după gust. Opțional, puteți adăuga și niște ardei iute uscat, mărunțit, dacă vă place gustul picant. Amestecă cimbrul, sumacul, turmericul, scorțișoara, sarea și piperul într-un bol. Încinge uleiul de măsline într-o tigaie și sotează ceapa și morcovi. Adaugă condimentele și amestecă bine. Călește pentru 2-3 minute și adaugă 400 ml de bulion și puțină apă.
Lasă câteva minute cât să scadă și dă compoziția de pe foc. Între timp, prăjește alunele caju într-o tigaie încinsă și zdrobește-le într-un mojar. Cam asta ar trebui să fie consistența lor. Când s-a răcit compoziția inițială, amestec-o cu lintea. Adaugă mai departe ciupercile, pe care le tai cubulețe, alunele caju și pătrunjelul tocat. Taie cotorul frunzelor de ștevie și opărește-le puțin în apă fiartă. Lasă-le la scurs, șterge-le de apă, iar când s-au răcit, apucă-te și împăturește-le cu compoziția. Așează pe fundul vasului două linguri de ulei și câteva frunze de ștevii. Fă un pat din sărmăluțe, adaugă puțin bulion deasupra și o crenguță de rozmarin. Adaugă alte câteva frunze de ștevie deasupra, un alt strat de sărmăluțe, o altă crenguță de rozmarin și nu în ultimul rând bulion. Pune apă fierbinte până acoperi ultimul strat de sarmale, pune capacul și introdu-le în cuptorul încins în prealabil la 160 de grade. Verifică-le din când în când să vezi dacă au fiert. Ștevia fierbe mult mai repede și decât vița de vie și decât varza murată. Odată fierte, crește temperatura cuptorului la 210 grade, scoate capacul și lasă-le câteva minute cât să se rumenească. Servește-le cu iaurt sau smântână rece și puțină mămăliguță sau pâine de casă. Trebuie să le încerci neapărat, mult mai ușoare și totodată mai savuroase decât cele cu care ai fost obișnuit până acum. Salut, bucătăraș! Cine a spus că mâncarea fără carne nu este gustoasă? Eu îți propun o rețetă delicioasă și foarte ușor de făcut. Mâncarea de praz cu măsline este perfectă ca și fel vegetarian sau într-o zi de post. Ai nevoie de o ceapă, 2-3 căței de usturoi, un ardei gras, 1 kg de praz, 200 de grame măsline, 200 ml pasata de roșii, sare și piper după gust, o linguriță boia dulce, 2 foi de dafin, o linguriță cimbru uscat, 3 linguri ulei de măsline, mărar și pătrunjel proaspăt. Hai să vezi ce ușor se face această mâncare. Începe cu prazul. Curăță-l și spală-l bine. Apoi taie-l rondele, cam de 2 cm grosime. Pune uleiul la încins într-o crăticioară și adaugă ceapa, usturoiul și ardeiul gras tăiate cu bulețe. Condimentează cu sare și piper, boia dulce și lasă pe foc până se înmoaie. Adaugă prazul și pune deasupra o cană cu apă fierbinte și lasă-l să fiarbă la foc potrivit până se înmoaie. Poți să mai adaugi apă dacă mâncarea scade prea mult. Pune apoi măslinele spălate, foile de dafin, cimbrul, adaugă sosul de roșii și lasă mâncarea să scadă la foc mic. La final, presară deasupra mărar și pătrunjel tocate mărunt. Mâncarea de praz cu măsline este gata și te asigur că e tare bună! Dacă mai ai întrebări sau alte rețete pe care vrei să le prepar, lasă în comentariile tale mai jos. Pa, bucătăraș! Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să dai like paginii de Facebook sau să mai cotrobăi printre celelalte rețete.